Roma antică a fost probabil cea mai semnificativă civilizație ce a existat de-a lungul istoriei. Imperiul a prosperat mai bine de 1000 de ani și a avut timp suficient să ne ofere bazele societății moderne din ziua de azi. Democrația, sistemul juridic, limbile latine, cele trei mese pe zi și probabil una din primele economii moderne, toate au pornit și s-au dezvoltat dintr-un singur imperiu agricol. Au creat instituții precum băncile moderne, sisteme precum împrumutarea și impozitarea banilor și chiar crizele financiare pe care le întâlnim și în zilele noastre. În același mod în care lingviștii pot învăța o limbă moartă, cum ar fi latina, pentru a învăța bazele limbilor moderne, economiștii pot studia istoriile civilizațiilor antice, precum cele ale romanilor, pentru a învăța funcțiile de bază ale sistemelor financiare moderne. În cazul de față, din punct de vedere economic, romanii reprezintă unul din cele mai ample studii de caz pe care le putem efectua. În ciuda percepțiilor generale, însă, este important de precizat faptul că atât romanii, cât și întreaga lume antică, aveau un stil de viață foarte sărăcăcios. Când oamenii se gândesc la Imperiul Roman, în mare parte le vin în minte imagini din gladiatorul cu bogăține mărginite, împărați, nobilime și opulență. Realitatea însă e ceva mai diferită. De ceea ce ne imaginăm noi. Economia romanilor ne poate oferi un punct de referință pentru a înțelege modul în care societatea noastră modernă s-a dezvoltat în lumea globalizată de astăzi și ne poate proiecta o idee despre ce schimbări ar putea să apară în economiile viitoare. Un alt lucru important de precizat e faptul că romanii reprezintă Imperiul Imperiilor din istoria civilizațiilor antice. S-a dezvoltat pe o durată de mai bine de 1000 de ani, a avut sute de conducători și a avut mai multe schimbări ale capitalei, așadar, Explorarea economiei Imperiului Roman reprezintă un proces cel puțin interesant. Este important să înțelegem faptul că Roma, pe durata Imperiului, a trecut atât prin perioade prospere, cât și prin perioade mai dificile, exact cum se întâmplă și cu economiile din ziua de azi. Acestea fiind spuse, să începem cu cele mai distractive elemente din orice economie. Taxele și ce poți să faci pentru țară. Benjamin Franklin a spus că în viață nu există nimic garantat în afară de moarte și de taxe. Când a spus aceste cuvinte, probabil nu a ținut cont de numeroasele societăți ce au existat de-a lungul istoriei fără a impozita în mod direct populația popoarelor lor, dar vom lăsa această poveste pentru o altă dată. Ce este important de știut însă este că unul dintre cei mai importanți factori ce au asigurat longevitatea Imperiului Roman a fost priceperea cu care își aplicau taxele asupra populației. În ziua de azi, taxele fac parte din viața oricui, însă chiar și cu ajutorul tehnologiei a înregistrărilor automate de venituri și a activităților bancare, a electricității, a mijloacelor de comunicare și a instruirii oamenilor, aplicarea și perceperea taxelor încă este o activitate dificilă. Chiar și cu inovațiile din ziua de azi, încă sunt necesare organizații guvernamentale uriașe cu mii de muncitori pentru a prelucra eficient datele și chiar și în aceste circunstanțe încă se produc greșeli și erori ocazionale. Acest lucru se datorează parțial din cauza diferitelor tipuri de taxe și impozite pe care trebuie să le plătim. Există impozitul pe venit, taxe de vânzare, taxe de import, taxe pentru petrol și lista poate continua aproape la nesfârșit. La începutul domniei Imperiului Roman lucrurile nu erau la fel de complicate, iar principala taxă aplicată este probabil singura taxă ce nu mai este valabilă în zilele noastre și anume impozitul pe avere. La început Republica Romană reprezenta oarecum un mic petic de pământ din peninsula italiană aflat în locul în care urma să fie construit orașul Roma. Din cauza dimensiunilor relativ mici ale Republicii, romanii au avut cu ușurință posibilitatea de a impozita averea cetățenilor. În acea perioadă singurii oameni ce meritau impozitați erau proprietarii de terenuri. Guvernul își trimitea reprezentanții pentru a colecta taxele ce aveau o valoare variabilă în funcție de valoarea netă a fiecăruia. Toate bunurile, inclusiv pământurile, casele, animalele, rezervele de aur sau chiar sclavii, erau adunate într-o valoare estimativă a proprietarului din care se stabilea suma de bani pe care trebuia să o restituie statului sub formă de taxă de avere. Procentual vorbind, acea taxă reprezenta 1% din valoarea averii proprietarilor de bunuri. Banii colectați erau folosiți pentru construirea drumurilor a piețelor și în general a infrastructurii, dar în primul rând o reprezentau o oarecare siguranță pentru cei ce le plăteau, deoarece armata romană oferea protecție plătitorilor de taxe. Majoritatea proprietarilor erau oarecum împăcați cu ideea de a plăti această taxă de protecție din simplu fapt că puteau apela la armată în cazul în care aveau probleme cu vreo forță invadatoare, ceea ce a dezvoltat în plătitorii de taxe o atitudine puțin poate prea confortabilă. Ignorând acest aspect, taxa de avere reprezenta un lucru foarte benefic pentru acest tip de societate. Majoritatea oamenilor nu aveau locuri de muncă stabile comparativ cu ce avem în zilele noastre, iar acest lucru însemna faptul că venitul fiecăruia varia foarte mult în funcție de cererea de forță de muncă, ceea ce ar fi transformat o eventuală impozitare pe venit foarte dificilă pentru societate. Cu alte cuvinte, taxa de avere era mult mai ușor de aplicat și colectat decât o eventuală impozitare pe venit. De asemenea, era și mult mai greu de evitat. Dacă doreai ca armata romană să-ți apere pământul, animalele sau orice altceva, trebuia întocmit o cerere și plătit o taxă pe bunul respectiv. Lăsând aspectul protecției deoparte, plătirea taxelor determina efectiv rangul oamenilor în societate. Oamenii mai înstăriți trebuiau evident să plătească sume mai mari, dar în același timp primeau funcții superioare, fie în senat, fie în cadrul armatei romane, ce în acea perioadă reprezenta o forță masivă pe tot continentul. Așadar, din toate aceste motive, sistemul de taxă pe avere a funcționat foarte bine pentru o perioadă foarte lungă până când regatul roman a devenit un imperiu ce se întindea pe numai toată Europa, iar odată cu această realizare aveau nevoie de un sistem mai bun de colectare a taxelor. Imperiul, sfânta franciză romană Pe măsură ce puterea militară a Romei se dezvolta, creștea și apetitul lor de cucerirea noi teritorii. Imperiul a început să revendice din ce în ce mai mult teren și au ajuns foarte rapid în punctul în care vechiul lor sistem de colectare a taxelor era pur și simplu prea dificil de aplicat într-un imperiu atât de vast. Impozitul pe avere era foarte eficient aplicat la o scală mică, dar cu noile teritorii cucerite, majoritatea populației imperiului era formată într-un procentaj foarte mare din oameni și popoare cucerite. Acest lucru însemna faptul că romanii în sine reprezentau un număr mic din populația întregului imperiu. Din partea popoarelor cucerite au apărut evident multe conflicte legate de plătirea taxelor ce ajungeau la Roma pentru a alimenta armata ce tocmai a cucerit. Soluția romanilor la această problemă a fost împărțirea imperiului în mai multe teritorii, ce erau guvernate relativ independent și erau fiecare responsabile pentru gestionarea propriilor regiuni. Așadar, impozitele erau acum încasate de guvernele acestor regiuni, ce foloseau o parte din bani pentru îmbunătățirea celor zone, dar în realitate cel mai mare procentaj din taxe era adus tot la Roma. Chiar și după împărțirea imperiului, colectarea taxelor tot a reprezentat o problemă. Nobilimea romană reprezenta un număr relativ mic în comparație cu populațiile cucerite, așadar au privatizat colectarea impozitelor din fiecare regiune, iar în fiecare zonă unul dintre oficialii romani stabilea ce sumă totală trebuie să obține de la cetățeni. Un alt aspect demn de menționat e că regiunile mai bogate, cum ar fi cele din Est, trebuiau să aplice taxe mai mari decât regiunile mai sărace, cum ar fi cele din Nord. Odată ce era decisă o sumă minimă de impozitat într-o regiune, oficialii romani licitau dreptul de colectare a taxelor pentru zona respectivă. Contractanții privați licitau pentru dreptul de colectare, iar cel ce licita mai mult îl și obținea. Cel ce câștiga licitația plătea guvernului roman în avans suma pe care trebuia să o colecteze, iar apoi își recupera banii de la cetățeni. Acești contractanți trebuiau să respecte regulile cu privire la ceea ce ar putea fi impozitat și în ce mod, dar adesea era folosit forța brută pentru a extrage taxele de la cetățeni. Privatizarea colectării impozitelor a transformat practic nobilii regiunilor în mici dictatori cu armate independente de mercenari, ceea ce a sporit evident corupția și abuzurile în tot imperiu. Acest factor nu era tocmai îngrijorător pentru politicienii din Roma, din mai multe motive primeau bani în avans pentru a-și finanța orașele principale, își păstrau armata operațională fără a fi nevoit să intervină în regiunile interne, ceea ce le oferea evident o influență imensă pe continentul, iar principalul motiv era faptul că nu trebuiau să se îngrijoreze ei înșiși de gestionarea fiecărei regiuni. Acel sistem Pare foarte asemănător cu cel al colonialismului antic, în care o națiune militaristă și bogată revendică pământurile străine, din care extrage bogățiile națiunilor cucerite pentru a le trimite înapoi la capitala proprie pentru a dezvolta și mai mult forțele militare și a cuceri și mai multe teritorii, la fel cum făceau britanicii sau spaniolii din istoria oarecum modernă. Deși procedura pare oarecum similară, nu cuprinde în totalitate imaginea de ansamblu. Roma și-a extins într-adevăr teritoriu prin cucerire, dar viața celor din Imperiul Roman nu era chiar așa de rea pentru cei ce acceptau stăpânirea invadatorilor. În schimbul impozitelor percepute de Roma era dezvoltată infrastructura și erau construite noi drumuri în toate statele sub conducere. Această dezvoltare avea două scopuri principale. Unul era de a răsplăti populația pentru cedarea pământurilor, iar al doilea era pentru a stabili noi rute de comerț în interiorul Imperiului. Dincolo de acest aspect, toate regiunile trebuiau să înalțe steagul Romei, ce sună ca o instaurare a supremației, dar în realitate era un avertisment pentru restul Europei, ce confirma faptul că acea zonă este sub protecție romană și orice încălcare a teritoriului va fi pedepsită. Pentru ușurința de a face comerț și nivelul ridicat de protecție oferit de Imperiu, taxele impuse erau un preț rezonabil pentru majoritatea cetățenilor, majoritatea perioadelor din istoria Romii. Așadar, apartenența la Imperiu Roman genera beneficii pentru ambele tabere, fie că făceai parte dintr-un popor cucerit sau din senatul roman. Roma beneficia evident de prosperitatea regiunilor, iar prosperitatea regiunilor aducea prosperitate întregului Imperiu. Aici avem și principala diferență dintre colonialismul, așa cum îl știm noi, și sistemul de dezvoltare al Imperiului Roman. Modelul romanilor seamănă mai degrabă cu un model de franciză modernă, în care o entitate independentă devine reprezentată de o entitate unificată, plătește taxe din propriile profituri pentru a face parte din această entitate, iar în schimb obține securitatea, reputația și puterea industrială colectivă a instituției mai mari. Bineînțeles, există și diferențe în aceste metode principale, ar fi că McDonald's nu își extinde portofoliul de restaurante, trimițând legionari să invadeze sediile KFC. În ciuda acestor diferențe însă, asemănările dintre metode sunt cel puțin impresionante. Așadar, sistemul roman s-a adaptat de-a lungul timpului și a fost Incredibil de eficient în guvernarea asupra unui imperiu foarte vast, cu o nevoie minimă de administratori locali. Totodată, imperiul, chiar și la apogeul său, nu a fost chiar atât de bogat pe cât se speculează. Bogăția Romei. Roma a fost, la vremea respectivă, un imperiu foarte puternic, cu o economie foarte dezvoltată, dar trebuie să ne amintim faptul că în toată istoria acestui imperiu, China și India au fost mult mai bogate. Iar acest lucru nu s-a întâmplat neapărat din vina romanilor. Romanii erau o civilizație avansată, doar că progresele tehnologice de la acea vreme nu aveau la fel de mult impact precum progresele tehnologice din zilele noastre. Roma avea un sistem bancar robust, rute comerciale larg răspândite, monede fiduciare și multe alte lucruri ce sună incredibil de modern, dar la bază era tot o civilizație agrară. Acest lucru înseamnă că indiferent cât de mult ar încerca să se dezvolte, în final e limitată de cât de multă mâncare poate să producă. O mare parte a cetățenilor lucrau în agricultură pentru a putea asigura hrana populației în continuă creșterea imperiului, deoarece China și India aveau terenuri agricole mai bune și populații mai mari, reprezentau economii mult mai bogate comparativ cu imperiul roman. Acest aspect poate părea puțin ciudat în lumea modernă, deoarece agricultura unei țări nu mai e tocmai unitatea de măsură bogăției unei nații. Țările din lumea modernă, cum ar fi Canada, Australia sau Arabia Saudită, pot fi considerate foarte bogate, în ciuda faptului că au foarte puține terenuri agricole, iar acest lucru se datorează faptului că trăim într-o lume cu producție alimentară. Abundentă. Aceste țări își pot oferi serviciile industriale în schimbul alimentelor și toată lumea e mulțumită. În Roma antică, în ciuda tuturor celorlalte progrese ale lor, era încă o populație limitată de hrană situată în de-a lungul unei peninsule, ce avea un sol îngrozitor pentru agricultură. Bineînțeles, negoțul a ajutat în privința acestei probleme, dar chiar și așa PIB-ul total al Romei antice la apogeul său era undeva la 32 de miliarde de dolari anual, estimat la cursul valutar din zilele noastre. Cu alte cuvinte, însemna faptul că Roma avea PIB-ul pe cap de locuitor, estimat la 527 de dolari, ceea ce ar transforma-o în cea mai săracă țară de pe pământ în zilele noastre. Principalul aspect pe care încercăm să-l demonstrăm cu această comparație e faptul că, în ciuda sistemelor financiare romane, ce sunt folosite și în ziua de azi, fără tehnologia modernă, rezultatul lor este unul cel puțin limitat. Roma, de-a lungul istoriei sale, a adoptat sisteme bancare cu un caracter surprinzător de modern și le-a folosit beneficiile pentru a finanța lucruri precum războaiele și proiectele arhitecturale imense. Băncile, așa cum fac și în ziua de azi, au implementat în acea perioadă un sistem robust de contabilitate astfel încât oamenii să-și poată păstra averea în bănci, scutindu-i de efortul de a-i proteja ei înșiși. Acest lucru reprezentau o revelație în sine în acea perioadă, doar că a adus odată cu ea și o încetinire economică similară cu recesiunile pe care le vedem azi. Reducerea gradului de îndatorare, criza financiară din anul 33 după Hristos. Crizele financiare, așa cum le știm azi, par să fie rezultatul sistemului nostru financiar modern și în special al sistemului bazat pe datorii, pe care se bazează majoritatea puterilor economice. Avem grafice, cum ar fi modelul ciclului datoriilor, ce ne demonstrează faptul că suntem mai mult sau mai puțin predispuși să intrăm într-o criză economică la finalul fiecărui deceniu. Cauza în mod obișnuit a acestor crize financiare sunt societățile ce trăiesc la limită din datorii, acompaniate de un șoc economic extern, ce duce la prăbușirea întregului sistem, chiar și ce trăim acum în 2020, este un caz ce bifează cam toate elementele unei crize economice. Din fericire pentru Roma, această dependență de datorii nu era la fel de accentuată în acea perioadă. Dar s-a răspândit din ce în ce mai mult pe măsură ce sistemul de bănci se extindea. În perioada anilor 30 după Hristos, via Sacra era o stradă din ima, capitalei Imperiului Roman, echivalentă cu Wall Street-ul de azi, o zonă comercială agitată plină de instituții, magazine și bănci. Aceste instituții direcționau banii din tot imperiul, având oarecum scopul gestionării aferii pentru negustorii înstăriți, senatori și împărați. Aceste instituții însă erau entități de rezervă fracționară, cu alte cuvinte împrumutau banii pe care îi aveau cu speranța că vor fi returnați înainte de a-și retrage prea mulți cetățeni bani depuși este o tactică destul de riscantă, dar au presupus faptul că, atâta timp cât au o rezervă substanțială de capital, nu vor avea probleme în fața unui eventual val de cetățeni ce vor să-și cheltuiască banii din bancă. Din cauza faptului că majoritatea oamenilor tind să-și lase bani în bancă și să uite de ei, totul a funcționat bine până când o serie de evenimente au transformat situația într-una foarte urâtă. Anul 33 după Hristos nu a fost un an foarte bun pentru Imperiu, romanii se aflau sub conducere a împăratul Tiberias, dar în ciuda eforturilor sale au existat câteva evenimente cheie ce au avut urmări tragice. Agricultura era în declin de mulți ani din cauza vremii nefavorabile, au avut parte de cutremure, revolte în unele colonii și probabil cel mai grav, trei nave ce transportau o cantitate semnificativă de aur. Pentru una dintre bănci, au fost cufundate în Marea Roșie, luând odată cu ele o mare parte din capitalul instituției. Aceste evenimente au avut ca rezultat un număr și mai mare de oameni ce își făceau împrumuturi pentru a supraviețui perioadei dificile, ceea ce n-ar fi fost o problemă în mod normal având în vedere creditele conservatoare ce erau acordate în lumea antică. Problema a fost faptul că ulterior dobânzile au devenit din ce în ce mai speculative întrucât instituțiile bancare căutau profituri tot mai mari. Lovitura de grație însă ce a pornit cu adevărat criza economică a fost căderea prețurilor terenurilor din peninsula italică. În efortul de a stabiliza prețurile, împăratul a decretat faptul că toți senatorii din Romat trebuiau să aibă cel puțin o treime din averea lor investiți în pământ, dându-le un termen de 18 luni. Trebuie să precizăm faptul că senatorii Romei erau cu adevărat bogați. Erau practic cu un pas în spatele împăratului sau cu alte cuvinte echivalentul miliardarilor moderni. Așadar, senatorii aveau de cumpărat mult pământ cu sume mari ce necesitau retrageri substanțiale din conturi. Bineînțeles, băncile la acea vreme împrumutau mai pe toată lumea pentru investiții cel puțin îndoielnice sau nave scufundate, așa că la finalul zilei când au venit, senatorii nu prea mai aveau ce să le dea din seif. Băncile au fost nevoite să ceară revendicarea imediată a tuturor datoriilor, ceea ce a provocat și mai multe probleme în rândul populației. Au devenit efectiv disperate după bani, ceea ce a transformat cash-ul într-o resursă și mai valoroasă decât era inițial și a avut în esență efectul opus față de ce intenționase împăratul. Oamenii ce trebuiau să-și ramburseze brusc împrumuturile au fost nevoiți să-și vândă terenurile și activele, ceea ce însemna o scădere în preț a acestor bunuri. Practic, s-a lat deflația, ceea ce este un fenomen economic foarte dăunător pentru toată lumea. Soluția la această problemă, însă, a fost una foarte modernă. Împăratul a instruit trezoreria să distribuie 100 de milioane de monede băncilor de încredere ale Romei. Suma e echivalentă cu 2 miliarde de dolari azi, dar trebuie să ne amintim faptul că vorbim de o economie cu un PIB de aproximativ 30 de miliarde. Acești bani veneau cu prevederea faptului că trebuiau împrumutați oamenilor ce chiar aveau nevoie, fără nicio dobândă, dar puteau primi împrumuturile doar dacă garantau cu un bun ce valora de două ori sumă împrumutată, rezultând în împrumuturi mult mai sigure pentru bănci. Băncile trebuiau de asemenea să păstreze în permanență o sumă decentă de bani în depozite, ceea ce azi este numit rezervă, iar o parte din banii împrumutați creditorilor trebuiau să fie returnați trezoreriei. Întoarcerea banilor înapoi în economie a însemnat faptul că oamenii nu mai erau la fel de disperați în cheltuielile necesare traiului și nu mai erau nevoiți să-și vândă activele pentru că în cazul în care apărea o altă perioadă dificilă, puteau oricând să-și facă un alt împrumut substanțial, fără dobândă, tot aici adăugăm și faptul că majoritatea populației era distrasă din cauza războaielor din acea perioadă, iar prin adunarea acestor factori obținem din nou echilibru financiar. Fără ca măcar să-și dea seama, guvernul roman a creat parțial o bancă centrală și a trecut printr-un proces ce azi este numit relaxare cantitativă cu 1600 de ani înainte ca altcineva să creadă că această strategie era o idee bună. Ne-ar plăcea să spunem că Roma a trăit fericită până la adânci bătrâneți, dar imediat după împăratul Tiberius a preluat conducerea un tânăr cel puțin interesant numit Caligula. Economia Romei antice este adesea neglijată când vine vorba de istoria amplă a Imperiului, ce a domnit peste 1000 de ani. Pentru majoritatea oamenilor, probabil că economia Romei nu este la fel de interesantă precum războaiele de cucerire sau palatele antice, dar este cel puțin la fel de importantă când vine vorba de înțelegerea în totalitatea istoriei acestui mare imperiu. Poveștile principale ce au rămas din Roma antică și prezentate astăzi în cărțile de istorie tind să se concentreze în general pe conflicte sau politică și mai puțin pe economie. În realitate, dacă vrei să înțelegi cu adevărat o societate, trebuie să studiezi în primul rând lucrurile mai puțin interesante sau deseori trecute cu vederea. Economia este o știință socială, iar dacă înțelegeți economia unei națiuni, a unei perioade de timp sau chiar a unui imperiu, veți înțelege cu adevărat esența oamenilor ce o populează. Analizând civilizațiile dinaintea noastră, putem prezice majoritatea evenimentelor din lumea modernă, fie că e vorba de economie, putere militară sau chiar soarta unei națiuni. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la doza de istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere linkuri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!